Sindicatul liber din învățământ Maramureș a înregistrat încă o victorie în lupta cu autoritățile. 6.000 de profesori maramureșeni pot primi diferența salarială de 33% promisă de guvernanți, dar neîncasată până acum. Reamintim că majorarea le-a fost promisă dascălilor în urmă cu 2 ani. Dascălii maramureșeni pot primi banii care li se cuvin prin lege încă de acum 2 ani de zile, dar în posesia cărora nu au putut intra până în prezent. Asta din cauza că guvernul a stopat aplicarea acestei legi din lipsă de finanțare. Am avut ultimul termen ale costurilor legate de reîncadrarea personalului din învățământ. Așa cum bine știți, și Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș a avut procese legate de, are proces legat de reîncadrarea personalului din învățământ. Săptămâna trecută, Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat, a respins recursul făcut de primărie, fapt pentru care s-a câștigat definitiv irevocabil și executoriu procesul legat de reîncadrarea personalului din învățământ pe perioada 1 ianuarie 2010, 13 mai 2011. Odată câștigat acest proces pilot, sindicaliștii au simțit că pot avea sorți de izbândă. În consecință, au pus pe rol alte procese, urmând ca, în cel mai scurt timp, toate dosarele cu această cauză să fie înaintate instanței. Noi câștigăm procesul, am început alte 5 procese, cu perioada 1 ianuarie 2010, 13 mai 2011, când s-a dat legea. Din cele 5 procese, în unul singur s-a făcut recurs, toate celelalte 4 au rămas definitive, iar recursul s-a judecat, ne judecăm de vreo 6 luni de zile, recursul l-am câștigat la Curtea de Apel Cluj. Fapt pentru care pot spune astăzi, în fața dumneavoastră, că în cel mai scurt timp, totul depinde de justiția din România, ca și organizare, nu ca și temei, toți profesorii din Maramureș vor avea câștigate procesele cu reîncadrare. Tradus în cifre, 6.000 de dascăli ar urma să câștige 33% din 12,5 salarii aferente perioadei 1 octombrie 2010-13 mai 2011. Dacă totul merge conform planului și justiția le va da dreptate dascălilor, atunci aceștia vor putea intra în posesia banilor de la 1 ianuarie 2012.